Hai să luți săracul și astăzi vreau să vă arăt tot ce înseamnă sezonul 16 în Last Day on Earth. M-am gândit să vă prezint sezonul ăsta pentru că mi se pare ceva mai interesant decât celelalte sezoane, într-un fel merită prezentat. Nu știu, voi să-mi spuneți, vizionare plăcută. Băi, a trecut ceva timp de când am prezentat ultima dată un sezon în Last Day on Earth și asta în principal pentru că ultimele sezoane au fost destul de slăbuțe, în opinia mea, destul de slăbuțe încât să nu merită să fac un video doar pentru chestia asta, pentru că au avut, nu știu, au fost niște task-uri destul de grele, reward-urile au fost destul de slabe, știi, și practic cu totul așa Battle Pass-ul a fost destul de fail. Și de ce m-am decis să-l prezint pe ăsta, să prezint sezonul 16, mi se pare că e? Băi, este puțin diferit de celelalte, bine, în esență este cam același Battle Pass, avem reward-urile, care practic sunt Battle Pass-ul de la sezon, și avem Family-ul, care sunt NPC-urile care apar de la început de sezon până la final. Ăsta apare în prima săptămână, gen odată cu sezonul, ăsta apare în a doua săptămână și ăsta apare în a treia săptămână și trebuie să facem reputație pentru ei, mă rog, o să ne întoarcem și la Family imediat. Dar ce-mi place cel mai mult la Battle Pass-urile din Last Day on Earth este faptul că poți să vezi best rewards, știi, adică în loc să trebuiască să cauți fiecare reward pe aici, să te uiți la cel mai mare tier și chestii, poți să dai la best rewards și poți să vezi na, chestiile principale. În primul și în primul rând avem Blue Collar, care este, credeam eu că este al doilea skin din joc, ok? Pentru că avem skin-ul pe detectiv și știu că ăla a fost primul și mă așteptam ca asta să fie al doilea, dar mi-ați zis voi că aparent mai există un skin pe care poți să-l găsești la Crater, pe shop, chestii, habar n-am care e faza, mă rog, ideea e că nu e al doilea, dar este al doilea skin al meu, ok? De la Battle Pass, al doilea skin pe caracter. Și băi, decât ăla cu detectivul, sincer, știi, adică într-o lume post-apocaliptică, zombie, chestii, aș prefera un skin mai de genul ăsta decât cel de detectiv, dar na, e ok, pentru mine e ok. Ăsta este un model de motoretă foarte șmecher și este foarte clean. Sincer, am același model de motoretă, nu știu exact cum se numește, dacă are vreo denumire, dar am skin de tigru, ceva de genul ăsta și na, nu știu, mi se pare că arată mai bine ăla, dar și ăsta este foarte clean și e un skin șmecher la Battle Pass, pur și simplu. Asta mi se pare super tare, asta este un skin pe backpack și practic crossa e murdară de spit-ul de la Peter, știi, gen acidul ăla. Băi, e șmecher, pur și simplu, n-am foarte multe skin-uri pe backpack și cred că după ce îl deblochez o să-l și folosesc o perioadă. Bombardier. Mai trebuie să spun ceva, numele spune totul. Numele spune absolut totul despre skin-ul ăsta. Bă, arată super tare. Arată super, super tare. Arată bombardier, arată tank, ok? Și mi se pare că ăsta este cumva free. Mi se pare, da, mi se pare că chiar dacă nu cumperi Battle Pass-ul, totuși, fraților, vă recomand să cumpărați Battle Pass-ul pentru că este 13 lei și primiți chestii în valoare de, habar n-am cât să zic, nu știu, e minim 1000% profit, ok? Din tot ce scoateți din Battle Pass, dacă ajungeți până la final. Și dacă ajungeți până la jumate, credeți-mă că tot. Și dacă faceți un sfert, tot merită banii pe care îi dați pe Battle Pass. Mai avem un schimb pe backpack care, bă, e cute, dar nu cred că o să-l... Nu e rău, nu pot să zic că e rău, ok? E bine făcut, îmi place, doar că nu cred că o să-l folosesc vreodată pentru că nu e, nu știu, nu e stilul meu. E cute, ok? Ăsta era scopul, să fie cute. Și ăsta, fraților, este premiul meu preferat din Battle Pass și anume Diablo. Uitați-vă cum arată motoreta asta, pă bune! Bă, bune, uitați-vă cum arată motoreta asta. Cred că este, bă, sincer, cred că este cel mai mișto skin pe motoretă pe care l-am văzut până acum, ok? Pentru skinul ăsta, bineînțeles, trebuie să cumperi Battle Pass-ul și trebuie să-l și termin. Eu sper să reușesc să termin Battle Pass-ul. Am jucat, nu știu, cred că am luat o pauză de, în total, de vreo 4 zile. Gen, 4 zile nu am jucat la Battle Pass, 4, poate 5 zile nu am jucat la Battle Pass și momentan sunt la tier, nu știu exact, tier 38, ok? Știu că mulți dintre voi sunteți mult mai în față decât mine și, da, presupun, pentru că ați jucat în fiecare zi, dar nu știu, sper să reușesc să-l termin și dacă nu reușesc, cel mai probabil o să apelez la buy level, ok, pentru că e și o reducere de 50% și aș cam vrea să profit, știi, pentru că dacă ajung la finalul Battle Pass-ului, oricum voi cumpăra niște tier-uri, știi, și mai bine le cumpăr de pe acum pentru că am 50% reducere, oricum nu sunt foarte scumpe, mă rog. Avem Deer Hunter-ul care mi se pare oribil, nu știu, e ciudat. E ciudat și punct, nu-mi place, nu știu, se potrivește cumva, poate se potrivește cumva cu ăsta. Și cu ăsta, ok, acum am făcut legătura, că asta e mașinuță de... Teoretic, ar vrea să fie un fel de mașinuță de golf sau ceva de genul ăsta. Și da, ok, are sens. Și ăsta, din nou, un backpack care nu-mi place, dar e interesant, e detaliat, e... Nu știu, dacă n-avea floricelele alea roz, poate mă gândeam să-l folosesc, dar așa, nu știu, e... Sunt de-astea, crengi de Sakura, dar... Nu, sincer nu mă interesează. Și din 5 în 5 levele sau din 10 în 10 levele, nu știu exact, primim câte o cutie de asta. Astăzi vreau să colectăm tot Battle Pass-ul la final de video, vom colecta toate chestiile de la Battle Pass și vreau să deschidem și cutiile astea pentru că avem șanse la, bine, chestiile de aici care sunt super șmechere, pur și simplu. Chestia asta, care e... Da, nu prea îmi place, sincer să fiu.
Cum adică? Astea poate să pice din cutie. Păi nu mă interesează nimic, sincer să fiu. Da, sincer, nu prea mă interesează nimic. Să zicem că ăsta, dintre astea trei, nici asta ca decorațiune. Da, mă rog, nu știu, sincer, nu sunt mulțumit și dacă nu-mi pică nimic, pentru că știu că data trecută mi-a picat. De fiecare dată, de fapt, mi-a picat chestii destul de mișto de la Battle Pass atunci când mi le-am dorit, știi? Acum, dacă nu-mi doresc și nu-mi dă, suntem cumva, știi? Se echilibrează balanța. Bun, și acum să trecem la family, fraților, pentru că aici e o chestie foarte importantă. Cum funcționează treaba asta? Ei bine, ideea e că atunci când faceți quest-uri pentru oamenii ăștia, vă crește reputația. Și vedeți că poate să fie neutral, friendly, honored și reserved. Și pentru fiecare tier de reputație, ca să zic așa, primiți 3 reward-uri, ok? Și cum vedeți, chestiile astea sunt super, super OP, adică totuși e tactical backpack care... Bă, orice câte s-ar da pe gratis, pentru că știu că în ultima perioadă s-au dat foarte multe și nu prea mai valorează ce valora înainte. În continuare este printre cele mai OP iteme din joc, pentru că îți oferă 5 sloturi în plus față de military backpack și nu se poate crafta, ok? Nu avem încă, nu există resursele în joc ca să poți să crafteze așa ceva și singura cale e de la păcănele și de la battle pass-uri și, na, pay to win în principal. Dar ce e cel mai important de aici, fraților, este warehouse-ul, ok? Și zice în descriere, fill the warehouse with the resources and you want... have to stuff your pockets before the construction ever again, ok? Și ce e chestia asta? Este practic o construcție, nici eu nu știu cum funcționează. După cum vedeți, am făcut, mi-am maxat reputația cu Marcus și acum pot să iau toate reward-urile și asta vom face. Pentru Otis mai avem un pic, o să vorbim și despre asta. Take all și vreau să vedem ce face warehouse-ul, fraților. Vreau să vedem câte materiale putem să punem în warehouse. Presupun că o să fie în inbox, corect? Undeva pe aici. Nu? Ba da, warehouse. Let's go, fraților. Ce ar trebui să facă chestia asta? Ar trebui să ne poată stoca... what? Cât de mare e? Păi, am loc de așa ceva? Wow, la asta nu mă așteptam. Jur că la asta nu mă așteptam. Păi, aha, ok. Păi, mamă, nu cred că nu am loc. Nu pot să cred că nu am loc pentru așa ceva. Ok, la asta nu mă așteptam. La asta chiar nu mă așteptam. Păi presupun că va trebui să tai copacii ăștia, fraților. Și altă chestie, vedeți că am copaci în fața casei, da? Și chestia asta este nouă, a venit odată cu sezonul și acum putem planta copaci la noi în bază, pentru că atunci când te duci în păduri, poți să găsești puieți de ăștia pe jos, gen îi găsești plantați. Și dacă ai o lopată la tine, poți să-i dezgropi de acolo, să-i duci în chopper și să-i aduci acasă, sau bine, să-i ții în inventar și să-i aduci acasă și să-i plantezi. Hai că vă arăt și cum funcționează, dacă tot am pus mâna pe puiet. Și ocupă un spațiu și mai întâi e un sapling de ăsta, un copăcel mic și când crește arată așa, arată ca un copac normal și practic poți să-ți faci o fermă de copaci. Nu e tocmai eficient, eu cred că e mai mult cu rol decorativ, știi, adică să-ți pui copaci prin bază și acum că poți să fac chestia asta, o să-mi umplu toată baza de copaci pe aici pe afară și poți să găsești și copaci de oak și copaci normal. Chestia asta mi se pare genială, pur și simplu. Vedeți că am inventarul full de tot felul de chestii, asta pentru că m-am pregătit pentru videoul de astăzi, pentru că avem foarte multe de făcut și o să încerc să trec cât mai repede prin ele, deși e la Zeunar, fraților. Mă aștept ca videoclipul ăsta să aibă minim 50 de minute, pentru că sunt multe de arătat și pentru că așa e jocul pur și simplu. Hai să-l tăiem pe ăsta și da, o să folosesc un topor de 2 și pentru copacul ăsta. Sper doar să nu se spargă totuși. Și de ce rămâne? Stai puțin, cum adică rămâne de ăsta? Cum adică rămâne de ăsta? Și poate să mai crea... Nu cred că poate să mai... Nu. Sper că nu mai poate să crească încă o dată de acolo sau ceva. Ar fi ciudat. Și tot nu pot, tot n-am spațiu, dar cât spațiu mănâncă chestia asta, că nu înțeleg. Și pe ăștia trebuie să-i scot cumva sau... Nu-mi dau să mai s-o tai și pe asta. Dacă o tai și pe asta și tot n-am loc de warehouse, atunci e ceva necurat la mijloc, pur și simplu. De ce nu dispară ăștia? Ok, hai să încerc să pun din nou warehouse. Come on. Bă, cum e posibil? Poate trebuie să ies de pe hartă să dispară asta și după aia să încerc să pun din nou warehouse-ul? Ok, ăștia au dispărut după ce am dat restart la bază, după ce am intrat și am ieșit. Și poate acum pot și eu să pun... Bă, dar cât ocupă... Oh. Și de ce nu... Ok. Ok, ocupă... Presupun că ocupă unul sau două spații, nu știu exact. Mă rog, ăsta este warehouse-ul, fraților. Ăsta este warehouse-ul și teoretic... Și mi-a dat direct materiale înăuntru. Asta e tare. Și pot să țin aproape orice aici, fraților. Hai să vă arăt cum funcționează. Adică să văd, să testez și eu, să vedem împreună cum funcționează, pentru că nici eu nu știu. Dar o să înțelegeți cât de OP este chestia asta. Și asta este motivul principal pentru care am vrut să fac prezentarea sezonului. Pentru că este, bă, e altceva pur și simplu, știi, să ai chestia asta. Adică o să le las și eu pe aici până, știi.
n-am chef să fac curățenie acum. Dar da, în principiu chestia asta, dacă o ratați, să știți că e o pierdere destul de mare, știi? Este un quality of life destul de mare, ca să zic așa. Și cea mai tare chestie e faptul că nu trebuie să dai, nu trebuie să mai ții chestiile la tine atunci când vrei să faci upgrade la pereți și chestii. Și uitați-vă că nu ocupă un spațiu, se stachează exact ca în bar. Există și barul. Știți că sezonul trecut, mi se pare că am făcut un video și am vorbit despre chestia asta. Sezonul trecut s-a dat barul, ok, care funcționează exact ca și warehouse-ul, doar că este pentru băuturi, ok? Și partea cea mai mișto, deci ăsta este warehouse-ul și ideea e că o să golesc foarte multe chesturi. Nu am înțeles exact cât încap aici. Încap vreo 3000 și ceva de resurse undeva pe acolo sau... Nu știu, ideea e că o să vedem. Încapă foarte, foarte mult, pur și simplu. Fiecare a zis altă sumă. Când am întrebat câte resurse încap de fapt în warehouse-ul ăsta, fiecare a zis altă sumă, așa că o să descoperim singur cel mai probabil. Ideea e că pot să îngolesc o grămadă de chesturi. În momentul de față am minim 5 chesturi ocupate numai cu resurse care pot fi puse acum în warehouse. Și ideea e că acum nu mai trebuie să avem resursele astea înainte. Când voiam să fac un upgrade la perete, trebuia să am resursele astea la mine în backpack, 20 de steel plate și 15 aluminium plate. Acum pot să pun steel plate-ul și aluminium plate-ul aici și nu mai trebuie să le iau la mine ca să pot să upgradez un perete, știi bine? Asta mi-ar fi prins bine acum mult timp când upgradam pereții. Presupun că o să-mi prindă și în viitor când o să mă gândesc că o să-i fac la level 4 și alte chestii, fraților. Au apărut pereții de level 5. Da, vă vine să credeți sau nu, au apărut pereții de level 5. Nu mă întrebați de ce, nici nu vreau să vorbesc prea mult despre chestia asta. Ideea e că mai există încă un level peste pereții de metal pe care oricum nu poți să-i distrugi. Ok? Nu pot fi distruși sub nicio formă pereții de metal. De ce mai adaugi? Cu ce este mai bun peretele de level 5 decât peretele de level 4? Da, mă rog, nu știu, poate ne pregătesc ceva pentru viitor și poate curând o să fie posibil să distrugi și peretele de metal, dar nu prea mai merită să investești în pereți, dacă se poate, mă rog, da, nu știu, ideea e, nu vreau să vorbesc despre chestia asta, părerea mea e că e o prostie, faptul că s-a adăugat încă un level pe perete, consider că aveam cu totul alte priorități, dar mă rog, sincer, aș fi preferat să adauge skin-uri pentru pereți, pentru că inițial când am văzut screenshot-urile, am crezut că sunt efectiv skin-uri, știi, am crezut că pot să-mi fac piatra asta în loc de piatra albă, să-mi fac cărămidă sau ceva de genul ăsta, dar din păcate este încă un level la perete. Bun, și v-am zis eu aici că avem, Battle Pass-ul și la Family. Am terminat cu Marcus, am luat toate reward-urile. Asta este Protector, este o nouă armă adăugată în joc și este în principal pentru laborator pe hard mode, pentru că a apărut și chestia asta de ceva timp. Și aici la Otis, dacă când le-am luat? Când am dat e-call, ok, mi-a luat de la toți, presupun, da, mi-a luat reward-urile de la absolut toți. Aici avem și un frigider, da? Momentan am un bar, am un warehouse și urmează să am și un frigider în care o să pot să-mi țin toată mâncarea. Deci, practic, o să am 3 chesturi care îmi țin toate resursele, pur și simplu, gen, o să am băutura, mâncarea și cu resursele. Bă, e insane. Bine, mă aștept pe de altă parte să se readauge chestiile astea. Mă aștept să le poți cumpăra cumva din shop sau chestii de asta, pentru că ar fi prea OP să se dea o singură dată la sezon și după aia să nu mai apare niciodată în joc. Dar sunt multe chestii de genul ăsta în Last Day on Earth. Și aici ne dă un Sakura Seedling, care este, ne face un copac de Sakura. Presupun că are mai mult, cum să zic eu, e mai mult decorativ. Cu siguranță este decorativ și nu cred că face absolut nimic special, dar rămâne de văzut. Poate chiar face ceva special. Bun, am cam terminat cu Battle Pass-ul, am cam explicat care e faza aici. Acum, cum facem XP la Battle Pass? Este întrebarea, ok? Și aici v-am zis eu că sunt ceva minigame-uri mai interesante și task-urile pur și simplu sunt mai bine făcute. Un Battle Pass bine făcut. Hai să dăm niște mâncare la căței, înainte să plecăm ca să luăm bonusul de XP. Și cred că ar trebui să mai iau și niște apă cu mine, cel mai probabil. Oh, și că tot mi-am amintit de căței, stai puțin, mai întâi dăm de mâncare și vreau să deschidem și câțiva câini. Nu cred, asta ar trebui să fie de 2, teoretic, și da, este de 2. O cheamă Maggie 2. Pun și un număr după, să știți că e un life hack chestia asta. Puneți mereu, când faceți breeding pentru un cățel nou, puneți numărul, gen... Buster Elite. Asta ar putea să fie de level 3, let's go! Și e băiat... Da, da, bine. Bă, am prea multe rase de câini. Pur și simplu. Poate 3 cu Heidi. Poate 3 cu Heidi și poate iese un cățel de level 4, cine știe, sau Buster. Nu, că vreau să păstrez totuși culoarea neagră, că e rară. Așa că o să dau crossbreed și o să aleg black. Și black sides e cumva rar? Nu, cu siguranță nu e rar. Na, și poate avem un băiețel de level 4. Există șanse, nu mai știu cum îl cheamă. Bineînțeles că nu i-am pus număr după nume, exact cum v-am sfătuit pe voi să faceți. Blackback, Luke, ok.
și Buddy cu Dixie. Ok, și am mai scăpat de câini. Asta e cel mai important, fraților, să mai scăpăm de câini, pentru că am, uitați-vă și voi, aveam chestia asta plină de câini și consumau o grămadă de mâncare. Și de fapt nu mă interesa de niciunul de ei să crească. Faza cu trufrendul, da, nu știu, o să mă concentrez. La un moment dat, momentan o fac pasiv, știi? Adică nu prea, nu dau mereu de mâncare la câini. Dau, nu știu, cât să crească, câte puțin. Când jucam hardcore și farmam pentru Trufriend, în fiecare zi aveam mâncare pentru, nu știu, aveam pentru câteva zile. Mereu ajungeam acasă cu foarte multă mâncare și o dădeam pentru câini. Bun, acum, fraților, cum farmăm pentru event? Cu fiecare Battle Pass știți că mereu vine și o locație sau două. De fapt, nu, cred că mereu au fost două locații noi cu fiecare sezon. Și avem Commune, care este comuna asta și practic de aici luăm misiunile și aici întâlnim NPC-urile Marcus, Otis și cum o cheamă pe ultima, doar ce am deblocat-o, am uitat cum o cheamă. Și avem și Maze-ul, care este practic provocarea Battle Pass-ului, ca să zic așa. Știi, asta este un lobby. Mereu a funcționat așa, toate Battle Pass-urile în Last Day on Earth au funcționat la fel. Asta este practic un lobby de unde ții misiunile și te întâlnești cu caracterele și mai înveți una alta despre story. Și aici este practic provocarea, doar că de data asta este ceva mai ușoară provocarea Battle Pass-ului. De fapt, da, este mai ușoară și este mai challenging, ok? Pentru că este un labirint pe care trebuie să-l faci și reward-urile pe care le primești de acolo sunt corespunzătoare pentru provocare, ca să zic așa. Aici în comun, practic avem, eu n-am înțeles foarte multe din istoriul de la Battle Pass-ul ăsta, pentru că caracterele vorbesc foarte repede, gen apare textul deasupra lui și dacă n-ai apucat să citești, nu-l mai vezi niciodată și vorbește extrem, extrem, extrem de repede, deci nu am înțeles foarte multe. Astea sunt misiunile, practic. O să le luăm acum pe toate pentru că putem. Înainte, la celelalte Battle Pass-uri, mi se pare că trebuia să iei câte una, trebuia să o faci, trebuia să te întorci, o confirm, trebuia să iei altă misiune, iar să te duci. Din punctul ăsta de vedere, Battle Pass-ul ăsta funcționează mult mai bine și sper că o să păstreze standardul ăsta pe care l-au pus acum. Bun, primul pe listă este Marcus. To surrender is... Ce? To surrender is to fail. Înainte de orice, fraților, avem o chestie foarte, foarte spooky. Din nou, nu înțeleg foarte multe din istoria de la Battle Pass-ul ăsta, dar... Sunt extrem de curios ce se întâmplă acolo jos. Nu știu dacă... Spuneți-mi în comentarii dacă aveți o cea mai mică idee ce se întâmplă acolo. Poate a fi o exorcizare, un ritual, o habar n-am ce e. Dacă aveți cea mai mică idee, spuneți-mi în comentarii, pentru că n-am apucat să... Poate între, știi, când am vorbit cu caracterele astea, poate puteam să-mi dau seama dacă citeam, dar n-am apucat. Chiar sunt curios ce se întâmplă acolo. Ok, bun. Asta este Marcus, este primul NPC, iar ăsta este ritualul la care vom participa, da? Ideea e următoarea. În momentul în care pornim ritualul, camera se închide, se umple cu gaz și vom primi damage per second, ca să zic așa, pe fiecare secundă și din găurile astea din pereți o să tot iasă zombii care ne vor ataca. Ok, m-am pregătit, chestiile astea sunt pregătire pentru cam toate provocările de la commune de aici, dar pentru provocarea asta, pentru ritualul ăsta, ăsta este cel mai eficient, fraților. În principiu funcționează așa, poți să-ți alegi una din astea 3 reward-uri și primești un mama enemies take 50% less damage from melee weapons, dar asta nu e tocmai bine. E o provocare destul de urâtă. Mă rog, ideea e că poți să selectezi, știți ce, mai bine vă arăt decât să explic niște chestii. Hai să luăm Doctegu, mi se pare ok. O să luăm sabia în mână, pentru că în timp ce vin ăștia pe aici, pot să le dau criticală. Bine, nu prea funcționează pentru că își iau minus 50% damage de la armele mele, așa că o să încerc să folosesc cât mai multe arme de foc. Da. Bine, poate să meargă mult mai bine de atâta, mă enervează că am primit regula asta de început. Ok, și cam ăsta a fost damage-ul pe care mi l-am luat. Pot să bag un... n-am luat bandaje cu mine. Nici n-aș băga un medikit. Hai să mâncăm. Deși nici mâncare nu am luat foarte, foarte multă. Vreau să schimbăm pe medikituri în momentul de față, pentru că e puțin mai challenging de data asta, ca să zic așa. Și acum că am terminat ritualul, avem de ales. Putem să dăm take all și practic să luăm reward-urile care sunt doctegurile, nu vedeți, din cauza fizchemului. Dar putem să luăm doctegurile pe care le-am câștigat pentru că am trecut de primul wave, sau putem să dăm risk și primim și doctegurile pe care le-am câștigat, ca să zic așa, și mai primim încă ceva, da? Așa că o să iau chevron, se numește, habar n-am ce înseamnă, dar știu ce fac cu el. Mă duc la bunker și pot să farmez pentru floppy disk cu el. Și zice mai regular enemies health drops below 30, their damage increases by 100%. Wow. Deci când au sub 30% HP, primesc dublu damage.
Bun, hai să dăm risc și să mai facem încă un wave. Acum și gazul dă puțin mai mult damage. Ăia sunt paraziți. Și dacă te ating îți dau stun. Ăsta este extrem de nasol, pentru că te scuipă și funcționează exact ca și revegerul. Nu-ți dă, nu te încetinește ca și revegerul, dar îți sparge armura. Cred că la fel de tare ca și revegerul. Ok, și a fost unul singur de la care a scuipat pe wave-ul ăsta. Este destul de greu de evitat dacă nu știi cum se... Na, dacă nu înțelegi cum funcționează în principal. Dar e destul de easy de evitat un de ăla. Dar la wave-ul următor, de obicei sunt 3 wave-uri. De obicei, mereu sunt 3 wave-uri, ok? Și avem și al treilea, la al treilea wave primim încă un de ăsta. E numit Can Avoid Fatal Damage and Restore 10% of health. Mamă, cât de nasoale sunt chestiile astea. Dar avem 2 explosive, ok? Lentilele, bă, nu știu exact ce pot să fac cu explosibilul. Mi se pare că pot să craftez mine. Presupun că e cel mai valoros de aici. Și ideea e că asta, nu primim o regulă nouă de fiecare dată, toate se stachează, ok? Deci e și asta cu 50% less damage, și asta, și asta. Ok, înainte de orice s-ar putea să mai am nevoie de un pistol pentru challenge-ul ăsta, așa că o să schimb de pe pistol pe... Nu prea are rost să folosesc armele mele, chiar dacă am o katană care e relativ bună. Nu prea are rost să folosesc pentru că toți zombii primesc 50% less damage de la armele mele. Așa că nu prea vreau să mă bag la chestia asta. Ne pișăm direct pe altar ca să avem noroc. Ca să facă și zombii la fel cu noi. Da, cred că o să iau ăsta. Let's go. Și hai să-i dăm drumul. Pe ăștia nu am de gând să-i bat, pentru că pot să mă duc să-i activez. Ok, vine unul ăsta care scuipă. În principiu, ăsta e problema, pentru că dă și foarte mult damage și îmi sparge și armura. Au, o. Ăsta este stun-ul pe care îl primești atunci când te lovește. Au. Ok. Încă un parazit de ăla. Opa. Uf. Destul de periculos. Bă, de obicei merge mai bine, să vă zic sincer, de obicei merge mai bine cu ritualul ăsta, m-a scuipat încă o dată, deci mi-a cam spart armura. Da, ce vă recomand este să nu luați armură military pe voi. Eu am luat-o pe asta pentru că era destul de distrusă, ați remarcat că era destul de varză armura și de asta am luat-o. Dar vă recomand să veniți cu armură de tier 2 sau de tier 2 upgradat, deja e waste dacă vii cu armură de tier 2 upgradat, o armură de tier 2 își face treaba și nu trebuie să-ți faci griji că o să te lovească spitterul ăla și că o să, cum se numește, nu spitter, crawler, nu crawler, mă rog, cum s-o numi el, nu trebuie să-ți faci griji pentru că te lovește și că sparge armura și că o pierzi, știi? Deci da, și puteți să faceți chestia asta, ați văzut prima rundă, în cazul în care nu, oh, și hai să ne luăm reward-urile. O să dăm take all și primim, vedeți, primim 500 reputație pentru Marcus. În momentul de față nu mă mai ajută pentru că am deja reputație maximă și mi-a luat reward-urile și 15 XP pentru Battle Pass, da? Deci așa se face, așa se farmează XP-ul pentru Battle Pass. Și acum putem să începem un nou ritual, da? Mă costă 200, chestiile astea sunt sample-uri, le obțineți de la orice zombie omorâți, absolut orice zombie. De obicei cu cât e mai greu de bătut zombiu, cu atât o să primești mai multe sample-uri. Știi, un zombie normal îți dă 2, gen unul de la Migdal scos dintr-un hit, un abomination mi se pare că îți dă 12, un frenzy giant îți dă vreo 20 și tot așa. Na, în principiu doar te joci și faci rost de chestii de astea și ideea e că după ce ai făcut primul ritual, următorul te costă dublu, așa că mă costă 200, următorul mă va costa dublu, adică 400, următorul 800 și următorul 1600 și tot așa. Și da, vă recomand să faceți unul, maxim 2 pe zi, în funcție de cât jucați. Dacă jucați foarte, foarte mult Last Day on Earth, probabil aveți să faceți destul de multe ritualuri. Bun, ritualul meu favorit este ritualul lui Otis. Ideea e că putem să facem reputație cu oamenii ăștia și dacă le ducem obiecte. O să vorbim și despre obiectele astea imediat, se fac în principal de la Maze și o să ajungem și acolo, ok? Pentru ritualul ăsta, fraților, urăsc eu ritualul ăsta. Ce se va întâmpla? În principiu, vedeți că sunt într-un swamp, ca să zic așa, și atunci când sunt în apă, sunt încetinit. La fel se întâmplă și cu zombii. Când o să activez eu chestia asta, când o să activez ritualul, ca să zic așa, o să sară zombii pe mine. Și în timp ce eu mă bat cu zombii care sunt extrem de greu de bătut și nu prea au fost gândiți să-i bați cu arme, în timpul ăsta Otis de aici, de lângă lansatorul cu grenade, stă și aruncă cu grenade în mine, ok? Și ce ar trebui eu să fac? Ar trebui să aduc zombii în... O să vedeți cum funcționează, dar pentru challenge-ul ăsta, fraților, o să fac ceva ce...
Bă, nu-mi doream neapărat să fac, știți că e, știți că am eu o politică, nu-mi place să scot chestii din inbox, dar pentru că este video și pentru că am nevoie de chestia asta ca să vadă cum funcționează, bine, poți să o faci și fără, nu e neapărat să ai ghillie armor, dar pentru că e mult mai ușor și de dragul videoului, o să luăm un ghillie armor, ok? Și cu ce mă ajută ghillie armor ăsta? Are practic aceeași armor, dacă nu mă înșel, are aceeași armură, armor 5, speed 44, armor 3, ok, speed 43. Mă rog, dar ce face armura asta special este faptul că, mamă ce mișto arată, este faptul că mă pot mișca mai repede prin mocirla asta, ok? Și pot să mă feresc mai bine de zombie. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Cred că o să iau pistolul și o să folosesc și M16-le. AK-urile astea le-am păstrat în principal pentru ultimul ritual, ok? La care am participat o singură dată sau de două ori și n-am dat niciodată risc. Nu mi-am riscat niciodată reward-ul pentru că nu... Eram destul de sigur că nu o să pot să-l fac, pur și simplu. Bun, hai să dăm drumul la ritual. O să luăm 75 de capace. Chestiile astea le folosim pentru zi, pentru păcănele. Ok, și de aici vin zombie. Și asta este prima grenadă, ok. Mi se pare că sunt și de aia care scuipă. Hai să-l batem și pe ăsta. Nu știu unde va fi următoarea bombă. Există un pattern pe care poți să-l înveți, doar că eu nu prea mă prind. Ok, și pot să-i învârt pe ăștia destul de mult pe aici, ha? Acum au venit ăștia. Răi. Mamă, ce viteză are ăla. Aș fi vrut în jos, dacă știam că vine acolo. Da, teoretic poți să înveți pattern-ul, practic e destul de greu, pentru că sunt 7 proiectile și trebuie să știi exact care unde pică. Dar cu buții ăștia, pentru faptul că am buții ăștia în picioare. Au, și nu l-a luat pe niciunul, presupun. Următoarea aici, te rog. Oh, nice. Bun, și am dat destul de binișor în toți. Nice, nu prea aș vrea să-mi iau atât de mult damage, dar... Mă rog, și asta este... am primit și poison. Hai să mai așteptăm un pic și să băgăm un med. Încă un tic. Nice. Și avem fix 120. Bun, acum hai să încerc să învăț puțin pattern-ul, să mă uit pe pattern-ul ăsta. Următoarea nu știu unde e. Știu că trebuie să fie una pe aici, așa că o să-l învârt pe ăsta. În același loc până... Bun, 80 damage. Eu nu primesc atât de mult damage, mi se pare că primesc, am văzut că primesc 24 cu armura asta. Cum mai stau cu armura? Bă, nu s-a distrus foarte tare. O să vedeți că de runda următoare s-ar putea să distrugă foarte tare. Ai de cap, nu? Nu prea vreau să folosesc. Hai. Ai, mă, come on, trebuie să fie și destul de pe centru, ca să zic așa. Următoarea e aici, următoarea cred că o să fie pe undeva pe aici. Am o poză, aveam la un moment dat o poză cu... Unde vin bombele. Dar cel mai bine, cel mai eficient ar fi să înveți. Și uite cum ai de capul meu. Bun, primul wave, fraților, primul wave. Reputation earned. Și putem să dăm risc pentru astea. Care a fost enemies? Melee weapons, oricum nu prea ai ce căuta cu melee weapons aici. Enemies can avoid fatal damage and restore 10% of health. Asta înseamnă că după ce am omorât un zombie, el poate să-și revină, să revină la viață instant. Îi crește viața la 10% și trebuie să-l omori din nou. Hai să dăm risc. Deja o să vină zombie ceva mai puternic. Și un life hack pe care m-a învățat Dennis este să mă duc aici în prima rundă. Nu, e unul care scuipă. Yep. Ăla care scuipă este problematic, rău de tot. Nice. Bună bomba acolo. Foarte bună bomba acolo. Ok. O tocmai bună bombă acolo. Nice, și am scăpat de ăștia care mă scuipă. Pentru că erau problema principală. Holy. Ok. Și vreau să păstrez cât mai mult din armura asta, pentru că e foarte scumpă, fraților. Am scos-o din inbox pentru că nu am așa ceva în bază, pur și simplu. Come on, nice. Unul trebuia să moară, dar ați văzut că și-a revenit la... A revenit, pur și simplu. Pentru că e regula aia nasoală. Come on. Bun. Și s-a dus un pistol. Bă, hai că ăștia sunt mai... Eu oricum trebuie să înțelegeți, fraților, că eu am un avantaj gigantic pentru faptul că am buții ăștia, pentru că nu mă mai încetinește mlaștina, știi? Pentru că, în principiu, cam asta e problema. Faptul că sunt foarte încetinit. Dar nu mai trage, nu mai bubui. Aha. Și următoarea ar trebui să fie pe undeva pe aici. Please. Nice. That was nice. Da, n-a dat foarte mult damage. Nice. Bun.
Bun, bun, bun. Și ceva îmi spune că o să înceapă să dea din ce în ce mai puțin damage, dacă vă vine să credeți. Gen, la următorul, mi se pare că nici n-am ajuns vreodată. Ăsta e al doilea, gen, cum să zic eu, al doilea... cum să zic eu? E prima dată când risc. Bă, că mă, nu reușesc să prind. Aoleu. Nice, 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 nice. Ohoho. Ohoho, hai că mai dat ceva damage. Bă, nu prea vreau să folosesc nimic. Sincer, nu are rost. Din moment ce am deja armura asta ghillie, știi? E deja un consum foarte mare de resurse. Parcă n-aș vrea să mai consum și M16-le și chestii. Știi, când aș putea să-i prind pe toți într-o bo... Wow. Au vrut să dea, dar s-au răzgândit, gen. Hai să mai încerc pe aici. Cred că aici e următoarea. Te rog, fie aici. Te rog, fie aici. Aproape. Come on! Let's go! Bine, trebuiau să moară mulți din ei, doar că... Ați văzut și voi aici. Hai mă, frate! Bun, hai să iau puțină distanță și o să încerc să-i bat manual, pentru că deja nu mai sunt mulți și nu consum foarte mult M16. Consum M16. Da, nu consum foarte mult M16. Oh, hello! Bun, și ăsta a fost... Asta a fost Wave-ul 2, fraților. Bine, Wave-ul 2. Primul... Ați înțeles și voi cum funcționează. Oh, VSS, what? Bine, și asta. Și Fragment of Titanium Armor Suit. Băi, VSS-ul ăsta... E un VSS, știi? Merită. Merită. Enemies maximum health is increased by 50%. Bă, dar ce reguli proaste. E atât de greu. E atât de greu. La ambele ritualuri a fost foarte, foarte greu. De obicei, poți să primești și... Na, și reguli mai ușoare. Asta chiar mi se pare destul de greu. Bă, o să risc. O să risc, mă voi risca. Mă voi risca și sper să nu consum totuși un AK. Sper să nu consum, nu știu, mai mult de jumătatea asta de M16 și jumătate de AK. Ar fi super ideal. Ar fi super, super ideal dacă aș reuși să termin, știi? Să reușesc să consum atât de puțin. Și voi lua AK-ul pentru început, pentru că va trebui să scap foarte repede de ăia care mă scuipă. Cu siguranță vor fi mulți de ăia care mă scuipă. Și vreau să scap mai întâi de ei, înainte de orice. Și îi dăm drumul. Hai totuși să mai iau medichituri, că nu știi niciodată. Nu știi niciodată, mai ales la ritualurile astea. În momentan stau bine cu armura și aș cam vrea să o conserv cât mai mult. Hai cu VSS-ul. Hai cu VSS-ul ăla. Să nu fie de ea care scuipă. Mamă, dau și armură multă. Au și armură foarte, foarte multă. Wow, și dau și poison. Bă, se îngroașă gluma. Se îngroașă rău gluma. Prima dată când fac Wave-ul 3, fraților. Prima dată când fac Wave-ul 3. Come on, come on. Nice. That was pretty nice. Următoare e pe undeva pe aici, nu cred. Nu, m-am plăcat. Nu mai am de meci. Ideea e că dacă mă pălește unul, mă pălesc toți. Știți și voi cum funcționează Last Day on Earth-ul și știți cum funcționează o hoardă de asta. Dacă m-a prins unul, m-a prins toți. Te rog, bubuie. Nu. Ăla nu știu ce e. Ăla negru. Dar e urât rău. Văd că nu-mi dă poison, nu face prea multe. Ok, încă lovitura aia e perfect. Nice. Mi-am dat și un heal acolo. Următorul pe aici. Perfect. Nice. Hai mă că am început să prind eventul ăsta. Au. Ia ce e. Nu. Nu, scrambler blancher. Hai pe acolo trebuie să fie. Nu pe acolo. Unde mai bubuie, mă? Man. Bă, din nou, eventul ăsta ar fi de 5 ori mai greu dacă nu aș avea buții ăștia cu care mă mișc relativ repede. Că vedeți că mă mișc mai repede decât ei. Mamă, câtă hoarda! Câtă hoarda! Și mă enervează când ies din apa asta și prind sprint așa dintr-o dată. Hai să... nici nu știu. Unde e următoarea? Prinde pe cineva? A prins pe unul, e ok. Bă, nu mi-am luat damage până acum, fraților. Adică nu... Na... Nu cantități foarte mari de damage. Pe aici, te rog, unde? Trebuie să fie una pe mijloc. Unde e aia de pe mijloc? Nice, that was pretty fucking nice. Opa, ce vrea să mă blochez. Bă, aș putea să... Nu, aș vrea totuși să-i mai prind. Să-i mai prind cu încă o bombă. Și după aia o să încep să-i să-i omor cu AK-ul. Bă, dar da, un ghillie suit, ca idee, fraților. Un ghillie suit face diferența. Nu știu de unde puteți să faceți rost de așa ceva. Știu sigur că nu se craftează. Era să-mi iau eu bomba. Știu sigur că nu se poate crafta.
Și mi se pare că eu l-am de la Battle Pass-uri în principal. Mamă, Berserker-ul. Nu știu ce face, dar presimt că o să-mi dea tare rău. Arata zombie care mă pălește tare rău. Hai, come on. Ok, cred că aia e, da, aia va fi ultima. Dar tot au foarte mult. Come on, nice. Ok, aia a fost bună. Aia a fost o lovitură super bună. Am dat pe majoritatea berserkerilor și chestii. Păi în cazul ăsta nu știu dacă vreau să mai folosesc AK-ul, pentru că și așa am sunt în pagubă cu AK-urile de când am făcut. Au, ok, mi-am luat-o și eu și au luat-o și ei. Știi? Hai că nu e rău. Dar de ce trage așa de greu M16-le? Și nu știu de ce se glitchuiesc rachetele, știi? Ok. Nice. Îi mai prind? Ok, hai că nu, pe bune că nu mai am răbdare. Dar regulile astea de la... Sunt și reguli extrem de... Opa! Extrem de enervante, pentru că atunci când îl omor, el practic nu moare și revine de la... Știi? Revine la 10% HP. Bun, și ăsta a fost ultimul, fraților. Reputation earned. Este prima dată când a reușit să termin un trial de ăsta până la capăt. Vedeți și voi că a fost destul de intens și... Na, chiar a fost destul de intens. Și astea sunt reward-urile mele, da? Avem 75 de capace, 3 de astea și un VSS, da? Și vom da take all și primim 15 puncte pentru Battle Pass și 500 de puncte reputație pentru Otis. Și sunt curios dacă cumva am reușit să facem reputație. Trebuie să facem un task special, ok? Trebuie să facem un task special pentru Otis ca să putem să deblocăm Honored Reputation și să luăm chestiile astea. Și abia aștept să primesc Reserved ca să pot să fac rost de frigiderul ăla. E un frigider în Last Day on Earth. Come on! Și acum, fraților, vreau să mergem la ultimul ritual, pentru că ați văzut că e Otis, e Marcus, e Otis și este Sofia, ok? Unde putem să ducem alte iteme de event. O să ajungem și la asta când ajungem la Maze. Și aici, bă, aici e ceva mai... Nu înțeleg exact cum funcționează eventul ăsta. O să începem cu un... Nu prea pot să încep cu melee. Nici nu prea am arme de foc. Nu cred că o să duc ritualul ăsta până la capăt, fraților. L-am dus pe cel de dinainte. Pentru ritualul ăsta consider că trebuie să fii foarte, foarte high level. Trebuie să ai atașamente foarte bune. Trebuie să ai un shotgun cu spread shot. Și trebuie să ai... În principiu trebuie să ai arme care dau splash, știi, care dau mai mulți damage deodată. Și o să înțelegeți imediat de ce, mă rog. Ideea e că nu am urmărit, din nou, nu am urmărit tutorial de la Battle Pass, dar știu că practic concurez cu tipul ăsta pentru atenția lui Sofia, știi, ca să gen ne dăm cocoș în fața Sofiei, știi? Cam asta am înțeles eu. Bun, și dacă dăm aici, putem să alegem între o machetă, un crowbar, dar de ce? Nici măcar nu au aceeași valoare. Și un backpack, come on, dude, come on. Serios acum, cine ar alege altceva? Adică, mă rog, și ăsta este cel mai greu dintre toate, teoretic. Enemies armor increased by 50%, ok, that's not good. Și totuși pentru primul wave aș vrea să nu folosesc arme de foc. Și totuși o katana s-ar potrivi mai bine, da. Katana asta s-ar potrivi mult mai bine pentru ce ne trebuie nouă. Bun, și hai să-i dăm drumul, presupun. Ideea e următoarea, în momentul în care dăm drumul la chestia asta, vin zombii de aici și ne atacă. Și practic cine dă ultimul hit, lui îi se pune kill-ul, ca să zic așa, știi? Sângele de la zombie de damage, deci trebuie să am mare grijă la chestia asta. Ok. Dă-i. Ideea e că eu trebuie să dau ultimul hit, știi? Ca să se pună kill-ul la mine. Și știți cum Last Day on Earth schimbă target-ul mereu? O să las pe el să se bată, de ce nu? Ok, o să folosim și AK-ul. AK, am venit timpul pentru AK. Pentru că deja se împute rău treaba. Ok. Nu, n-am apucat. Și trebuie să omorâm 12 de ăștia în timpul pe care îl vedeți acolo. Bine, ideea e următoarea. Trebuie să avem grijă să nu ne fure ăsta kill-urile, știi? Hai că nu mai... Ok, bun, și am terminat. Reputation earned. Dar de ce mi-au... Am uitat de sânge. Sângele de damage. Bă, e ciudat.
E ciudat. Mă rog, ați înțeles și voi cam cum funcționează eventul ăsta și sper să ne ajungă un acan și cu chestia asta ca să mai facem încă un wave. Din nou, nu o să mergem până la capăt, dar o să încerc să fac... N-am încercat niciodată să... Yo, cât de tare! Enemies take 50% less damage from melee weapons. Mamă! Ne ajunge, mă, un AK? Oare ne ajunge un AK pentru treaba asta? Mă jur că pentru 5 legitimații albastre, pentru 5 legitimații albastre aș folosi și un, cum îi zice, aș folosi și VSS-ul dacă e nevoie. Sper totuși să nu fie nevoie. Bă, trebuie să-mi ajungă AK-ul ăsta și cu ăsta. O să spargă repede primul, dar na. Ideea e că arme mele, oricum nu prea poți să folosești la eventul ăsta, deci regula aia oricum e, mi se pare tembelă, cu 50% less damage from melee weapons. Și presupun că îi dăm drumul pentru 5 legitimații, fraților, pentru 5 legitimații albastre, mi se pare fucking wow, wow. Pentru că trebuie să farmezi foarte mult pentru chestiile astea. Pentru cei care nu știți ce faceți cu legitimațiile, în principiu te duci cu ele la port și deschizi niște cutii. Practic fiecare legitimație este o cheie pentru o cutie și în fiecare cutie de-aia ai șansă garantată de atașament, bine, pentru legitimații albastre ai garantat atașament albastru, pentru legitimațiile mov ai garantat atașament mov și tot așa. Oh, hai totuși, dă-i, ar trebui să-l las pe el să se ocupe de ăștia mari, știi, să-i dea câteva bucăți ca lumea. Să-l zdrăvănească. Ok. Nu îmi spune că mi-a furat kill-ul. Bă, ăsta-mi tot fură kill-uri, ăsta e mai mult să mă încurce. Adică bine, ne dăm cocoși care bate mai mult, știi? Dar totuși, mă încurcă prea tare, e... E nesuferit. Mamă cât sunt. Holy, cred că se duce și armura. Bleeding, fucking bleeding. Level up, merci. Exact ce îmi doream. Bă, nu pot să cred. Și se duce și ăsta și nu mai am 13 secunde. Come on. Uf. Hai că am luat un VSS, 4 secunde, 5, 4, 3, 2. Fac. Task failed. Bun, s-au dus și cele 5 legitimații albastre și ce aveam înainte. Băi, din nou, fraților, ăsta este un event pentru... Adică nu știu, dacă veneam cu 3 AK-uri aici, cu 3 AK-uri full modified, așa cum le-am modificat pe celelalte două, bă, poate aveam o șansă cu un AK, un SCAR și un... un AK, două scaruri și un VSS. Eu cred că poți să ajungi până la, nu știu exact ce, la ultimul wave, n-am ajuns niciodată acolo. Asta a fost a doua încercare a mea la al doilea wave. Prima dată când am încercat am murit și m-am spawnat acasă și am zis nu mai încercăm. Și din nou, eventul ăsta este puțin, nu, bă, e hardcore. Este foarte, foarte, foarte hardcore. Dacă ai, nu știu, două chesturi pline de AK-uri, cu siguranță merită să vii aici să le dai pentru legitimație și chestii de genul. Dacă nu ești atât de bogat, nu prea merită eventul ăsta, sincer, dar 5 legitimații albastre. 5 legitimații albastre, that's pretty nice. Ar fi fost destul de mișto să ne pice. Poate am fi mers și la Police Department și le deschideam direct. Mă rog, hai să nu mai... hai să o lăsăm așa. Am avut ghinion. Sau nu știu, presupun că am jucat prost. Nu știu dacă a fost ghinion cât am acționat eu prost, dar din nou, e a doua oară când particip la eventul ăsta. Bun, și am terminat și cu comunul, fraților. Asta este locația de event. V-am prezentat NPC-urile, v-am prezentat absolut tot. Ați văzut că la început, când am ajuns aici în comun, am luat niște quest-uri, da? Am selectat 3 quest-uri și acum trebuie să le completăm. Nu știu dacă are rost, deja sunt 50 de minute de video. Cu siguranță după ce le editez o să fie mai puțin, dar totuși nu vreau să ne lungim foarte mult. Haideți să vă arăt și maze-ul, ok? Pentru că asta e un challenge, îmi place foarte mult. Este unul dintre inventurile care îmi place cel mai mult legate de Battle Pass-ul ăsta, cel puțin. Și practic trebuie să facem un labirint și să deschidem câteva chesturi. O să vedeți imediat despre ce e vorba. Și mi-am luat niște chestii în chopper care o să mă ajute aici. Ce vă recomand să vă luați la voi este o suliță. Nu cred că vă trebuie mai mult de o suliță.
o piesă de echipament, gen cum ar fi o cască, o de oricare, absolut orice cască, absolut orice pantofi, să ai ceva îmbrăcat pe tine, să ai ceva echipat, niște mâncare și cam atât. Și de aici, bine, nu faci rost de foarte multe chestii pentru tine, gen nu faci rost de iteme mișto, dar faci rost de iteme pentru Battle Pass, ok? Pentru că ați văzut că fiecare NPC cere anumite obiecte. Uite, asta pot să eu dau Sofiei și primesc niște reputație, da, fără să fac misiuni pentru ea și chestii, fără să fac ritualuri pentru ea. Asta tot Sofiei și pe asta pot să eu dau lui Marcus, dar momentan am reputația full, așa că nu mai am nevoie de ea, dar o să vă arăt ce puteți să faceți cu itemele pe care le aveți, chiar dacă aveți reputație maximă, pentru că în continuare puteți să trimiteți chestii de alea la port, să trimiteți pachete la port și o să vă arăt cum funcționează imediat. Am luat cumva, n-am luat lemnul și piatra și voi avea nevoie. Și o lopată, bineînțeles, și o lopată. O să ne trebuiască pentru pickaxe și pentru axe în principal. Lemnul și piatra. Și trebuie să fiu foarte atent, trebuie să fiu atent pe minimap ca să-mi dau seama cam cum e labirintul ăsta. Oh, am găsit deja. Vedeți că sunt anumiți pereți care sunt pe hartă, mi arată ca și pereți normali, dar când mă uit în joc pot să văd că se poate trece prin ei. Și e practic o cameră secretă, ca să zic așa. Oh, și-am găsit chestia asta. Se poate face wall trick și de obicei îl fac, doar că parcă nu îmi vine să-l fac pe video pentru că durează mult. De obicei îl fac pe live-uri. Și vedeți că se poate, adică nu e tocmai ușor, dar se poate face, știi? Și practic poți să termini labirintul ăsta cu absolut orice fel de echipament. V-am zis că aveți nevoie de lopată și v-am zis că bine că mi-am zis că am luat lopata pentru chestia asta, pentru că aici se află un chest. De obicei după cel de zgrop ies niște zombi din boschet cu care trebuie să te bagi. Se pare că de data asta avem noroc și nu s-a întâmplat nimic. Bine. Hai să punem armura asta pe noi. Pasta de SWAT o să o las pe moment aici pentru că nu prea mai am ce să fac cu ea. Și nu mai am nimic de încălțat. Ok, stai, ce? A, casca. Și altă cască n-am. Ok, rămâne așa pe moment. Mi-am umplut foarte, foarte tare inventarul pentru că am avut multe chestii de făcut astăzi. Tot îmi trebuie un spațiu gol. Hai că facem acum un spațiu gol. Pentru topor, pentru că la un moment dat o să fie niște, cum să zic eu, niște căi care sunt blocate de... What, cum a văzut ăsta? What the fuck? Cum a văzut? Era cu... Ok. Da. Și alte chestii pe care ce trebuie noi să facem în labirintul ăsta, trebuie să găsim două focuri, ăsta și cu încă unul. Și după ce le aprindem, o să se deblocheze o altă cale. Băi, e foarte șmecher și trebuie să spui puțin mintea la contribuție, știi? Chiar e o provocare, chiar o provocare reală, chiar trebuie să fii foarte atent, știi? Ca să înțelegi și să ai așa niște, cum să zic eu, niște imaginații ca să poți să vezi labirintul de sus, știi? Că odată ce te plimbi prin el, începi să-l înțelegi, dar trebuie să și reții pe unde... Hai să nu mai facem wall trick, că durează mult. Hai să-i batem direct. Dar eu vă recomand totuși wall trick pentru că nu are rost să consumați resurse pentru așa ceva, știi? Din moment ce poți să-l faci fără mai nimic, consider că mai bine. Hai să-l batem direct. Și acolo ați văzut că iar e gard de ăsta fals. Ok. Și punem... Bam! Ok, și practic s-a deblocat un loc, nu știu exact care loc, ar trebui să fie două torțe în fața locului pe care l-am deblocat, care se aprind atunci când îl deblochez. Și ăsta presupun... Oh, ok. Ok, și v-am zis, fragilor, în general în chesturile astea nu vă așteptați să găsiți cine știe ce, găsiți doar iteme de event și chestii de genul ăsta. Hai să și mâncăm, dacă tot e gratis. Ce aș mai vrea să iau? Ăsta pentru că e de event și v-am zis că încă se pot folosi, chiar dacă acum am reputație maximă la Marcus, încă pot să trimit colete la port și o să ajungem de așa acolo. What? Aha, înțeleg ce? What? Ok, hai să vedem. Dăm delete la asta și hai să facem un topor pentru început, s-ar putea să avem nevoie și de un pickaxe. Hai să spargem asta. Ok, am tăiat copacul ăsta și acum logurile, fraților. Știți că scria pine log, oak log. Log e gen buștean, ca să zic așa. Acum scrie common log. Nu știu de ce scrie common log la pine log, loc de pine log. Nu știu, poate din cauza că s-a adăugat și sakura tree, știi? Și acum poate poți să ai lemn de sakura. Nu știu cum o să funcționeze chestia asta. Momentan poți să faci rost de un puiet de sakura pe care trebuie să-l crești de la Battle Pass. Și cum încă n-am terminat, de fapt de la Sofia, mai precis. Și cum n-am, nici măcar n-am primul required hatchet. Nici măcar n-am primul nivel de la Sofia, nu știu exact cum o să funcționeze cu sakura, dar cel mai probabil de asta au schimbat numirile de la
Și chestia asta, fiți atenți, chestia asta mă duce pe sub pământ și mă duce aici. Bineînțeles că trebuie să mă bat cu doi de ăștia care mă campau efectiv. Mă ajut să mă campeze zombie. Și cum vă ziceam, primiți sample-uri de la aproape orice zombie omorât. Ăștia m-au dat câte 8, deși au fost ușor de bătuți. Și în general, în labirint faceți rost de wow. Faceți rost de chestii pentru Better Pass, că totuși e locație pentru event. Și by the way, în caz că nu e evident, locația asta va dispărea și locația asta și commune-ul va dispărea după ce se termină Better Pass-ul, mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur. Am avut chestul, stai că mai avem puțină treabă pe aici. Labirintul este diferit în fiecare zi, by the way, în caz că am uitat să specific chestia asta, și asta mi se pare foarte tare. Și ăsta este locul care s-a deblocat, pentru că am aprins focurile alea două. Și mai e casa asta, unde se află cutia de la ultimul chest, care este la intrare în labirint, nu în labirint. Nici nu vreau să verific pe ăla. Ok, și în labirintul ăsta se află un tip care ne poate duce la intrare. Gen, dacă ne-am rătăcit. Dacă vrem să renunțăm sau ne-am rătăcit sau ceva de genul ăsta, putem să vorbim cu tipul, parcă-l văzusem, da. Putem să vorbim cu ăsta și ne duce la intrare în labirint. Cu cheia pe care am luat-o în casa aia de sus de tot, putem să deschidem chestul ăsta și putem să luăm mai multe reward-uri, mai multe, mai multe tool-uri pentru Battle Pass, ok? Și avem chestiuțe, în principal de-astea. Astea sunt itemele de event, astea sunt pentru Marcus, astea pentru Sofia și, bine, ăsta pentru Otis și mai era încă ceva. Și un signal something. Arăta ca o sirenă de poliție sau de ceva de genul ăsta. Ideea e că așa se face rost de reputație. Și o să vă mai arăt un trick, fraților, o să vă mai arăt un protip, ca să zic așa. Ăsta nu era aici. E prima dată când... What the fuck? Ce? The pills have been received? What? Dar ce-i cu ăștia? Stai puțin. Asta e pentru prima dată când se întâmplă asta. De obicei nu e nicio cutie. Și care-i fața cu The Pills? Presupun că am primit ceva în... uite, și astea sunt tot pentru Otis. Pe alea le căutam. Am primit cumva pills în inbox sau ceva? Habar n-am ce s-a întâmplat. Mă rog, cred că asta era misiunea. Cred că asta era misiunea pentru Otis. E posibil ca asta să fi fost misiunea pentru Otis, ca să... Nu, e cu totul altă misiune. Mă rog, și mai sunt misiuni de genul ăsta, fraților, nu vreau să mai pierdem timp să mai facem misiuni. Vreau să vă arăt cum funcționează portul, cum puteți să mai faceți rost de reputație pentru Battle Pass, dar în principal trebuie să faceți misiunile daily. Nu mai stau acum să le fac pentru că durează, 3-4 minute fiecare și pierdem timp. Dar îmi place că s-a adăugat chestia asta și atunci când dai click pe misiune, îți arată unde trebuie să te duci. Chestia asta a fost groaznică, extrem de groaznică în ultimul Battle Pass, pentru că nu exista chestia asta unde să-ți vezi misiunile și mereu mă duceam, îmi luam misiunea și după aia când ieșeam pe hartă, uitam unde trebuie să mă duc ca să termin misiunea. Știi, acum să le scrie în stânga e genial, e quality of life. Și cum am zis, au fost foarte multe update-uri de genul ăsta cu quality of life, știi, adică faptul că avem un warehouse, faptul că avem un frigider, faptul că avem toate chestiile astea, sunt efectiv, îți fac viața mai ușoară și, te simți altfel gustul las de un art, când nu mai trebuie să faci chestii de-astea micuțe și enervante, știi? Am văzut că, ca să fac așa o paralelă, am jucat și ceva Frostborn și am văzut că în Frostborn acolo a apărut prima dată conceptul ăsta de ia un copac, ia un puiet dintr-o pădure și du-te și plantează-l, știi? Și plantează la tine acasă, așteaptă să crească și după aia taie el. Și au luat chestia asta din Frostborn, este practic același studio care se ocupă de ambele jocuri, deci e normal să împrumute dintr-un joc în celălalt. Dar da, de acolo e faza cu puieții și tot de acolo e și faza cu, adică treaba cu warehouse-ul și chestii. În Frostborn, practic, poți să-ți accesezi tot loot-ul din bază de oriunde ai fi, știi? Spre exemplu, dacă te duci să prelucrezi, o să mergem aici, să zicem, da? Vreau să prelucrez, asta, da? Am nevoie de metal. Dacă am nevoie de metal și sunt la mine în bază, am aici un buton și pot să văd tot metalul pe care l-am în bază, ok? Mi-l arată gen efectiv stacat pe absolut tot și nu mai trebuie să mă duc să caut în fiecare chest pe unde am metal și chestii. Ideea e, vreau să facem câteva cutiuțe de astea. Vedeți că există câteva cutiuțe speciale de event, da? Și ca să craftăm una avem nevoie de un box, avem nevoie de ăsta și de ăsta și de cuie. Ok? Cuie pe care nu le avem momentan. Știu că am lăsat câteva pe aici și în chopper am lăsat câteva destul de multe. Mai vreau o cutie și mai am ceva cutii în chopper. Dacă nu mă înșel, s-ar putea să am nevoie de ele, da. Ok, avem 4 cutii în total, that's pretty nice. Și ca să faceți o cutie de asta de carton, e destul de ieftin, aveți nevoie de 5 clot și un duct tape ca să faceți o cutie, da? Și ca să o umpleți, aveți 3 opțiuni să umpleți cutia asta. Puteți să o umpleți cu 5 cuie, 3 fierăstrăuri de astea.
Vedeți și voi cu ce puteți să umpleți, da? Ideea e următoare, eu am terminat cu reputația la Marcus, da? Deci itemele astea sunt cam inutile pentru mine, așa că vreau să le folosesc ca să creez cutii de astea și să trimit pachete, da? Hai să punem și cu ele, de fapt hai să le punem pe toate astea și hai să punem și cu ele și ar trebui să iasă, putem să dăm skip pentru că e 0 bănuți. Ok, și ce îmi lipsește? Presupun că mai lipsesc chestii de astea ca să putem să mai facem cutii. Aș vrea totuși să mai fac una. Ok, fierăstrău, cred că de asta lipsește. Sper că de asta lipsește. Fierăstrău sau cheie? Nu, fierăstrău lipsea, ok. Și hai să mai facem încă una, vreau să las fierăstrăul la loc. Let's go. Și avem 3 cutii, da? Cu cutiile astea, stați puțin să mut și camera. Așa, ca să puteți să vedeți ce îmi pică în expediție. Băi, greu, am învățat și eu cum funcționează. What? Nu pot să trimit 3 cutii deodată? Parcă făcusem ceva reputație și puteam să trimit 3 cutii deodată? Nu, țin minte greșit, laboratorii nu asta. Ei, ține aminte că pot să trimit 3 cutii deodată. Mă rog, nu contează, avem câte avem 4 cutii. Cred că avem 4 cutii. Putem să facem, putem să pot să trimit ambele pentru ambele misiuni, știi? Mă rog, doar cutiile astea sunt pentru event. Vedeți, nu vedeți din cauza face-ului, dar ați văzut ce am selectat. Doar cutiile astea sunt pentru event, pentru că vedeți că ăsta este practic cargo și este cât, cum să zic eu, câte iteme pot să obțin dintr-o expediție de asta, iar ăsta este levelul pentru Battle Pass. Și vedeți că pot să primesc 20 de XP pentru Battle Pass dintr-o singură de asta. O să dăm insurance pentru că am o grămadă de bonus și pentru că merită. Și o să îi trimitem în expediție. Și acum practic am trimis caravana, am trimis tracul cu chestiile astea. Tech First, mereu să dați pe prima. În momentul în care ați luat și insurance pentru două, pentru 2 bănuți, mereu să dați pe prima pentru că puteți să primiți mai multe. Oh, ok. Chopper Fork? Ce random. Ce random. Da, la chestiile astea mereu se câștigă chestii foarte random. Știu că unii dintre voi, what the fuck, acid. Unii dintre voi ați făcut rost de ATV Transmission de aici, ceea ce mi se pare super, super tare. Și stai, itemele. Hai să scăpăm de ăsta. Și unde sunt itemele mele pe care, ok, acidul. Și cu forcul, perfect, perfect, perfect. Și vreau să mai fac încă o cutiuță de asta. Mai am nevoie de încă o cutie ca să o trimit în expediție și să primesc maximul de XP. Cu cât aveți level mai mare la port, cu atât puteți să trimiteți mai multe cutii. Din nou, și eu încă învăț cu portul ăsta, că e mai ciudat. Am văzut că în capăt acolo există o macara și cu macara aia gen poți să o activezi și să-ți dea o cutie pe care trebuie să o duci acasă să o dezinfectezi, exact ca un infected box, știi? Și poți să primești chestii înăuntru și de obicei pe acolo sunt chestii pentru barcă, da. Jocul a devenit foarte complex, fraților. A devenit foarte, foarte complex în timpul în care eu n-am mai jucat. O cutie, două cutii. Bă, de dragul a nimic o să cumpărăm și o cutie de asta și încă... Nu. Ne oprim aici, că e totuși 20 de bănuți, parcă nu merită. Sau hai mă încă una, doar așa, nu știu. I don't know, n-am trimis niciodată așa. N-am trimis niciodată 4 cutii deodată. Ok, uite, insurance și deja avem 40. Mamă, chestia asta ne dă 40 XP pentru Battle Pass. That's nice. That's nice. Ok, și hai să vedem, poate ne pică și ceva obiecte șmechere. Reputation gained. Let's go, let's go. Sper să-mi pice ceva șmecher. Ok, asta e practic XP pentru port. Asta e XP pentru port și asta este XP pentru Battle Pass. Și nu ne pică nimic, mă? Nimic. Nimic, doar XP pentru port. Ok, să zicem. Și sunt curios dacă cumva am făcut un level sau ceva din două cutii cam greu. Oh, am făcut level! Let's go. Și dacă dau take... Ok, și 10%, am înțeles, și o să primim asta pentru barcă, ăsta nu știu pentru ce e. Manual Earth Drill, da, mă rog, sunt chestii de la port, încă mă mai obișnuiesc cu portul ăsta și cu cum funcționează și încerc să mai înțeleg chestii, dar în principiu aici îți faci cutii, te duci să faci fain frumos cutie de care ai nevoie și aici cu cutia pe care ai făcut-o o umpli cu chestii, da, vezi, ai nevoie de cutie de asta și materialele astea pentru cutie, mă rog, și ideea e că e bine să trimiți în fiecare zi, doar că portul este foarte departe de casă, băi, și avem un grenade lancer. Da, portul este destul de departe de casă și nu prea merită să vii aici doar ca să trimiți câteva cutiuțe care, după cum vedeți, am dat, cât am dat? Am craftat două cutiuțe de alea și după aia am mai dat încă 40 de bănuți plus insurance ca să primesc mai nimic, știi? În materie de iteme n-am primit nimic. Bun, fraților, pe să spun că cam asta a fost și cu prezentarea Battle Pass-ului. La mine este o oră și 7 minute, să sperăm că la voi nu o să fie chiar atât de mult pentru că ar fi puțin cam mult. Dar da, încă o dată este un... Băi, e cel mai mișto sezon de până acum, hai să o luăm așa. Ritualurile astea de la comune de aici mi se par geniale. Pur și simplu sunt geniale, sunt altceva. Hai să-i dăm... Ce să-i dăm? Walk până aici.
Da, ritualurile astea sunt altceva. Știți că la celelalte sezoane au fost, ori a fost grindul prea mare și efectiv a fost stresant, ori au fost reward-urile prea mici pentru grindul pe care îl făceai, ori a fost pur și simplu gen reward-urile erau bune, era destul de ușor, dar era boring, știi? Și cam astea au fost ultimele sezoane din Last Day și am zis, bă, niciunul nu merită video. Am mai făcut video doar când am colectat toate chestiile de la Battle Pass, știi? A, și am zis, n-am zis că hai mă, hai să luăm și toate chestiile astea fix înainte de finalul videoului. Take call, please wait. Și avem skin-ul pe caracter. Trebuia să-l iau la început ca să pot să-l și folosesc. Și din nou, fraților, sunt destul de sigur că o să cumpăr și câteva tier-uri. Guest Cylinder, ăsta e foarte important. 100 de bonus, nu-i rău. Pe astea o să le deschidem fix acum, după ce luăm toate reward-urile. 15 rație. Da, și am zis că vă mai arăt încă un trick ca să puteți să faceți rost de reputație pentru toate caracterele, chiar dacă nu jucați destul. Adică, practic, Nu e exploit în niciun caz, nu știu cum să-l numesc, un trick, ok, o să vă arăt un trick ca să ajungeți la zi cu Battle Pass-ul în cazul în care ați rămas în urmă, sau cel puțin nu neapărat cu Battle Pass-ul, cât cu reputația pentru caractere, ok? Avem și un Elite Puppy, bă, câte chestii la Battle Pass-ul ăsta pentru 13 lei, voi înțelegeți că am dat 13 lei pe toate chestiile astea și încă mai urmează să primesc în condițiile în care joc, e insane, 13 lei pe tot ce am primit până acum, e... Asta e ceva încărcător, energy cell pentru arma asta, pentru resonator. Abia aștept să văd cum funcționează toate chestiile astea și v-am zis și eu, fraților, vedeți că primiți niște rație de la zi, de la Battle Pass și vă recomand eu, în cazul în care ați rămas în urmă cu reputația la familie, vă recomand să mergeți aici la Maze, după ce îl terminați, vă recomand să dați click și să, ai de capul meu. Puteți să folosiți rație, ok? Puteți să folosiți rație ca să terminați zona asta instant, fără să mai ajungeți la ea. Și în momentul în care ați terminat zona, practic lutează tot ce am lutat eu astăzi din labirint și doar că o face instant. Asta pentru 3 rații, ok? Și toate itemele pe care le obții se duc în inventar. Și faza e că itemele astea sunt iteme de, cum să zic eu, sunt iteme cu care crești reputația pentru caracterele din commune, știi? Și practic poți să folosești de 3 ori rație în fiecare zi, ok? De 3 ori e maximum, după care trebuie să aștepți 24 de ore să se reseteze locația, după care iară poți să folosești 3 rație. Și în total folosești 9 rație pe zi, pentru că atâta te costă 3 rație per run. Folosești 9 rație și primești o grămadă de XP pentru zi, pentru reputația la tipii ăștia. Bă, abia aștept frigiderul. Sincer să fiu, abia aștept frigiderul. Mi se pare demențial faptul că s-a adăugat frigider și că funcționează așa cum trebuie în Last Day on Earth. Dar da, fraților, cam ăsta a fost Battle Pass-ul din nou. În opinia mea mi se pare cel mai tare Battle Pass de până acum. Da, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Last Day on Earth, fraților. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut nu uitați de butonul de like, pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am avut de zis. Eu am fost Dracu și până data viitoare, numai bine.